dragii mei, permiteți-mi să vă salut și să vă poftesc în atmosfera la Via în Roz. Ne vom ține promisiunea și de această dată, aceea de a vă aduce buna dispoziție, optimismul, dorința de a vedea jumătatea plină a paharului. Astăzi, alături de noi în acest demers, va fi invitata noastră, politician din generația tânără, plină de energie și entuziasm. Să o aplaudăm pe Raluca Turcan! Bună seara, bine ați venit în studioul la Via în Roz, pentru prima oară aici. Bună seara și bine v-am găsit, mă bucur să vă reîntâlnesc în această nouă emisiune. Este o emisiune care a debutat cu un interviu cu tatăl președintelui Franței, Paul Sarkozy, la Paris. El a dat și denumirea emisiunii. El fiind un personaj care la o vârstă venerabilă este extrem de pozitiv, a avut o viață grea, dar nu și-a pierdut speranța. Și încercăm împreună să aducem zâmbetul pe chipul telespectatorilor în aceste momente de criză, nu-i așa? În care pe toate posturile de televiziune se vehiculează criză, criză, criză. Oare suntem în criză? Suntem într-o criză a spiritului nostru? Poate dacă vedem jumătatea plină a paharului, putem depăși mai ușor, nu? Da. Într-adevăr, acesta este cuvântul aproape la modă, a devenit un clișeu. Evident, ne confruntăm cu niște probleme financiare la nivelul țării. Acestea, practic, sunt consecința unor probleme la nivel internațional. Însă, dincolo de această criză economică, socială, cred că mai degrabă ne afectează prin consecințele ei morale și cred că ajungem din ce în ce mai des să ne confruntăm cu o criză a valorilor, cu o criză a moralității. De multe ori mă uit în jur și îmi dau seama că oamenii și-au pierdut foarte mult acel bun simț și acea decență care odinioară parcă ne caracterizau mai mult. Citind despre dumneavoastră pe internet, pentru că acolo îmi fac, mă documentez în general, am observat că am absolvit aceeași facultate în același timp, practic. Am fost colege de generație, am observat și eu lucrul acesta. Cum ați decis să vă îndreptați spre politică? Pentru că totuși o femeie în politică și o femeie ca dumneavoastră atât de fină și de sensibilă în politică, mă gândesc că a fost un pas, nu? A fost un pas, a fost o decizie gândită, chiar dacă oarecum circumstanțială, însă acum, după atâția ani de politică, mă întreb oare de ce am făcut lucrul acesta? Da, spuneți-mi, nu vreau să vă întreb, însă trebuie să vă întreb ceva. Această fragilitate este aparentă pentru că zodia dumneavoastră, sunteți berbec, nu? Eu, pe fond, sunt o femeie puternică și pot să duc foarte mult și pot să duc foarte mult cu o tenacitate care de multe ori îmi sperie apropiații. Și chiar aș cita-o pe consiliera mea care îmi spune că ea e înspăimântată de o nouă campanie electorală pentru că știe că toți vor fi la pământ și eu voi trage în continuare de echipă și voi reuși să duc cu la aceeași intensitate competiția politică. Pentru că am intrat în politică și revin acum la întrebarea dumneavoastră pentru că mi-am dorit să schimb lucruri. Bineînțeles că la început îmi doream lucruri mărețe. Acum îmi mulțumesc cu lucruri realizabile. Adică erați o idealistă și ați devenit o realistă. Da, sunt o realistă, dar cu obiective foarte înalte, în continuare, pentru că realmente cred că politica poate fi făcută și cu fața spre oameni. Și nu e un iarăși un clișeu. Aș vrea să mă detașez de oarecum sloganurile, sintagmele folosite adesea de politicieni, însă multe persoane, atunci când ajung în politică, uită de unde au plecat. Cred că mulți oameni politici ajung să trăiască într-o zonă extrem de rarefiată, într-o zonă a intereselor puternice și să uite care e misiunea. Dincolo de putere, politica presupune și, așa cum spuneam, lucruri concrete pentru cei care se duc și la un moment dat le cer votul.
Credeți că România va putea la un moment dat, peste 10-20 de ani, să aibă o femeie președinte? Grea întrebare. Aș răspunde cu o analiză sociologică. 70% dintre femei nu votează o femeie. Evident, mentalitatea se schimbă, lucrurile evoluează, depinde foarte mult ce faci în politică și mai puțin faptul că ești femeie. Deci eu rămân deschisă și optimistă la gândul că o femeie va reuși în politică, dar nu pentru că este femeie, ci pentru că are ceva de oferit și are ceva de oferit pe termen lung, cu seriozitate și cu decență. În orice domeniu poți să înveți, poți să devii mai bun. Însă trebuie să ai un fond pentru așa ceva. Deci cu asta te naști. Și cu fondul te naști și îl cultivi în timp. Și iarăși, mă întorc la mine ca persoană și ca fond și mă uit la familia mea și îmi dau seama că din doi profesori care o viață întreagă au predat cu seriozitate, care și-au dus într-un mod onest viața și au crezut în valori profunde, nu puteau să ofere, nu, copilului lor un alt mediu. De aceea și eu ca mamă mă gândesc mult ce ofer copilului meu. Nu vreau să-l țin departe de mizeria politică, pentru că de multe ori ne copleșește și ne inundă viața. Însă vreau să-l țin deoparte de tot ce este urât, dar pe de altă parte vreau să-l determin să fie competitiv și vreau să îl fac să creadă niște valori serioase, așa cum spuneam, și să aibă cunoștințe, pentru că dacă ești bun, nimeni nu poate să-ți ia asta. Poți să fii, știți cum, demolat la un anumit moment, poți să fii dat la o parte, ți se pot pune piedici, însă de dispărut, n-ai cum să dispari. Vă comportați atunci când sunteți în fața unui adversar politic, să zicem? Provocarea pentru mine este la nivelul întâi al logicii politice, al argumentelor și evident atitudinea să fie una decentă, pentru că dacă mă comport decent, pot să pretind un comportament decent, nu întotdeauna îl primesc. Sunt și oameni care pur și simplu nu știu să facă altceva. Spre ce credeți că ne îndreptăm? Așteptările sunt roz? Dacă nu ne preocupă ce se întâmplă cu aproapele nostru, dacă nu-l deranjăm, dacă nu invadăm spațiul intim, dacă îl respectăm, dacă atunci când avem o opinie contrară încercăm să-i o explicăm pur și simplu, cu argumente, nu pentru că nu-mi place de tine, ci pentru că eu cred altceva. Și asta e iarăși o bătălie pe care mi-am propus să o duc în politică, să nu mai am dialog politic, să nu mai port, de fapt, dialogul politic la nivelul superficial al clișeelor. Tu, dacă ești în opoziție, ești slab, eu, dacă sunt de partea cealaltă, sunt bună. Nu are nicio relevanță. Poți să fii foarte bine într-un partid advers și să ai calități și o idee bună. Și atunci ea merită folosită. La fel și în partea cealaltă. Deci, E mult până vom ajunge să ne preocupe pe fiecare dintre noi să scoatem ce e valoros de la cei din jur și să luăm ideile bune, să avem tăria să le acceptăm. De ce Sibiu? De ce Sibiu? Pentru că acolo am întâlnit niște oameni care pentru mine reprezintă casa pe care am dorit să o am. Sunt niște oameni pe care i-am cunoscut, eu nu m-am născut în Sibiu, însă din momentul în care am pășit în Sibiu, am simțit că acolo țin argumentele. Și spre deosebire de foarte mulți care spuneau că în Ardeal lumea este mai conservatoare, mai puțin pregătită să accepte persoane care nu s-au născut în acel loc, am înțeles că dacă îi respecti pe cei din jur, dacă te duci în fața lor cu argumente și le spui
deschis și cu bun simț, știți, ce crezi, ei sunt foarte receptivi și chiar mai receptivi decât în altă parte. Și în felul acesta m-am legat de Sibiu, mi-am făcut acolo o familie minunată și dincolo de asta, practic, Sibiul reprezintă motivul pentru care de foarte multe ori nu dorm noaptea, pentru că acolo am audiențe, mă întâlnesc cu oameni, câte zeci de oameni pe zi și fiecare are problema lui. Și îmi dau seama că sunt puțini oameni care îi ascultă pe cei care au probleme și mult mai puțini cei care se preocupă să încerce să-i ajute. Și iată de ce. De multe ori stau și mă dau peste cap să încerc să rezolv problemele celor pe care îi reprezint și celor cărora le datorez în momentul acesta autonomia mea politică, independența mea politică, însă ancorarea mea, seva mea, este acolo unde am fost aleasă. E un moment politic tensionat, însă eu în același timp cred în redresarea lui. Cred că a existat o guvernare într-un moment dificil și nu dificil din cauza incompetenței neapărat a celor care au ajuns la guvernare, ci pentru că așa a fost contextul internațional. Asta așa este. Așa, și acea guvernare a lăsat urme. Și dincolo de urme, a mai existat un demers care eu sper totuși pe termen lung să fie apreciat. Dincolo de micile erori, de scăpări, de incoerențe, pentru că sunt defecte, da, le vedem cu toții, n-are rost să fiu ipocrită și să spun vai, suntem perfecți, suntem făt frumos și zâna cea bună. Dincolo de ceea ce n-a mers și de multe ori se vede, a existat o voință de a schimba, de a schimba un sistem întreg și mă refer la educație. Poate nu s-au găsit cele mai bune soluții, însă a existat dorință de reformă. Există dorință de reformă în sănătate. Există o preocupare pentru a reașeza un întreg sistem bugetar. Un sistem bugetar care până acum consuma foarte mult, mult mai mult decât putea să ducă, să suporte economia și în special economia reală, acolo unde se produce. Și de aceea, atunci când îți propui și ajungi din nefericire și la măsuri de austeritate, evident că nu ești din categoria celor iubiți. Da, celor mai iubiți dintre pământeni. Dar că totul se întâmplă cu un motiv. Deci care ar fi motivul în acest caz? Păi, că s-a întâmplat așa. Păi motivul este generat de faptul că și la nivel mondial se așează întregul sistem de funcționare al economiilor țărilor. Până acum a fost stimulat artificial consumul și multe țări s-au dezvoltat pe bază de împrumut, pe bază de credit, de consum justificat prin ceea ce produci la nivelul țării tale. Da, și țara noastră n-a făcut excepție, evident. Am avut perioade și uitați-vă, dacă mergeți în zone industriale, da, care au fost industriale, veți vedea în momentul de față mari supermarketuri. Da? Deci, practic, zone de producție în multe locuri s-au transformat în zone de consum. Asta reprezintă o parte a problemei cu care ne-am confruntat. Asta așa, la nivel evident general. Încerc să găsesc, să spunem, un limbaj care să nu fie abstract pentru emisiunea noastră. Nu, dar telespectatorii sunt aceiași, practic, numai că tema emisiunii asta. Telespectatorii sunt aceiași, dar știți, nu întotdeauna ai apetit să mai primești din nou explicații pentru problemele cu care ne confruntăm. Cert este că atunci când ai o moderatoare atât de minunată ca dumneavoastră, poate că vrei să auzi și altceva mai puțin de criza. Da, criza economică se va termina la un moment dat. Adică Paul Sarkozy a spus că să ne așteptăm undeva, vorbea despre Franța, da, undeva la sfârșitul lui 2013.
Era optimist sau pesimist? Depinde foarte mult de noi. La nivel mondial, lucrurile se așează. Țările își recalibrează deficitele bugetare, adică exact acea parte de consum în anumite limite. Nejustificat. Da? Consum nejustificat. Depinde de noi să pregătim ceea ce urmează. În sensul în care dacă s-ar produce brusc o delăsare sau o încetinire a ritmului pe care l-am impus de reducerea cheltuielilor, de reformarea diferitelor sisteme și vom ajunge din nou să împărțim cu bani în stânga și în dreapta. Vine campania electorală, mai facem niște achiziții nejustificate doar pentru că există interese, nu știu, pentru firmele care lucrează, așa cum pe alte canale suntem obișnuiți. Adică să nu ținem de bani. Să nu mai drămuim și să chibzuim fiecare ban public, e posibil să pierdem și să irosim tot ceea ce am obținut pe aceeași acum. Regulă deci, nu s-ar aplica și în zona privată, la buzunarul fiecăruia. Nevoie de să economisim mai mult, adică să nu mai fim atât de ca în perioadele acelea bune în care simțeam cu toții că banii se fac ușor, nu se va mai întoarce asta, nu? Evident e nevoie de cumpătare și e nevoie de bani munciți. Știți? Da. Mulți oameni în țara noastră s-au obișnuit să câștige bani ușor. Cred că v-ați confruntat și dumneavoastră cu persoane care spuneau, ia uite, Putărescu e atât de bogat și ține la fiecare leu pe care îl are și e zgârcit. Da? E bogat, dar zgârcit. Și asta îți demonstrează, de fapt, că oamenii ce-au pățit s-au obișnuit cu o anumită abordare de a câștiga bani ușor, de a nu mai pune preț pe fiecare leu. Asta se întâmplă în cazul nostru al unei țări ex-comuniste, nu? Care s-a trezit dintr-o dată în libertate și au fost câteva oportunități după 1990 de a se face bani ușor. Și așa lenuvorii și-au apărut și acum probabil că ne confruntăm cu realitatea, nu? Și se va schimba inclusiv modul de a face business în România. Eu cred că investițiile solide în producție, în tehnologie avansată, investițiile care vor lăsa și vor genera valoare adăugată mare în țară, trebuie să înlocuiască tunurile imobiliare și, în general, investițiile axate mult mai mult pe consum. Asta cred că este soluția, de fapt, pe termen lung. Să începem și în România să devenim competitivi, să producem mult mai mult. Ce vă doriți pentru viitorul apropiat? Să închem așa într-un ton optimist. Sinceră să fiu, am ajuns într-un moment surprinzător. Am senzația așa, știți, că pentru vârsta mea am trecut prin foarte multe și de foarte multe ori, dacă am avut la un anumit moment un avantaj, a trebuit să mi se întoarcă, să fiu nevoită să o iau de la zero și să construiesc singură, să nu beneficiez de mâini salvatoare. Deci în acest context îmi doresc mult să rezist și să rezist făcând politică așa. Să nu fiu nevoită să fac compromisuri dincolo de nivelul acceptabil al dialogului, al promovării proiectelor și să nu fiu nevoită să-mi plec privirea în fața celor din jur. Părinții mei m-au învățat un lucru. Draga mea, chiar dacă nu reușești întotdeauna, tu trebuie să îți dai silința astfel încât să nu ai ce să-ți reproșezi ulterior și să poți să-i privești pe cei din jurul tău în ochi, cu fruntea sus. Acum o să vă spun și eu ceva. Eu cred că ce nu te doboară te face mai puternici. Probabil că încercările despre care vorbeați v-au făcut să fiți mai puternică și poate vă pregătesc pentru ceva măreț care va veni la un moment dat. Dacă îți construiești temeinic fiecare moment al carierei tale, al familiei tale, al vieții tale de zi cu zi,
cred că drumul nu poate fi altul decât ascendent. Evident, cu mici urcușuri și coborâșuri, însă nu cred că ar exista motive pentru căderi dramatice. Asta vreau să cred. Vă mulțumesc foarte mult. Vă rog să nu ne uitați pe noi cei de aici din studioul La Via în Roz, să reveniți atunci când poate. N-o să mai aveți timp să mai faceți, poate să fiți implicată în ceva măreț, așa cum spuneam. Să răspundeți totuși la invitația. Mulțumesc foarte mult. A fost o emisiune plăcută și v-am zis surprinzătoare pentru mine, pentru că de multe ori am refuzat invitații la emisiuni în care trebuie să vorbesc despre statutul ingrat al femeii în politică. Femeie în politică. Și m-am bucurat că, într-adevăr, astăzi am avut o discuție serioasă, m-a profundă. Cum a spus domnul profesor, întoarceți asta ca un avantaj. Da, serioasă, profundă și vă doresc mult succes. Vă mulțumim foarte mult. Dragii mei, noi ne revedem săptămâna viitoare la aceeași oră. La revedere!